Totul s-a întâmplat în weekend, iar cei 7 copii provin dintr-o familie din comuna Lipnița. 5 dintre ei cu vârste cuprinse între 8 și 21 de ani, dar și mama lor în vârstă de 38 de ani. Au ajuns la scurt timp la spital după ce s-au spălat pe cap. Acolo au ajuns și alți doi minori de 3 și 4 ani, copiii tinerei în vârstă de 21 de ani. Cu toții au folosit Tomoxan pentru a se spăla pe cap. La scurt timp au început să se simtă rău și s-au dus la centrul medical din Băneasa. De acolo au fost preluați cu un elicopter și transferați la Spitalul Județean Constanța. La unitatea primirii urgențe au fost aduse duminică seară mai multe persoane cu vârste cuprinse între 3 și 38 de ani cu stare generală modificată ca urmare a expunerii la o substanță toxică de uz veterinar. Au fost toți preluați, investigați și internați în momentul de față. Sunt la terapie acută 4 copii și unul dintre minori a fost internat de duminică la terapie intensivă, a fost adus în stare gravă, în comă. Din fericire, toți au răspuns favorabil la tratament, evoluția este una favorabilă în toate cazurile, sunt toți pacienții conștienți, cooperanți. Din fericire, starea tuturor este stabilă, doar un minor de 14 ani mai prezintă halucinații, însă medicii spun că și starea sa se va stabiliza. Pe fir au intrat polițiștii, dar și angajații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. La data de 12 mai anul curent, polițiști din cadrul secției 1 Poliție Rurală Băneasa au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie de 38 de ani s-ar fi prezentat însoțită de 6 minori și o tânără de 21 de ani la o unitate spitalicească. În urma verificărilor efectuate, a rezultat că persoanele ar fi fost intoxicate cu o substanță toxică. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Instituția noastră s-a autosesizat, echipa mobilă a fost trimisă în cursul zilei de ieri la spital pentru a se informa despre starea copiilor. Astăzi putem afirma că sunt în afara oricărui pericol, în afară de minora în vârstă de 14 ani, care încă prezintă halucinații. Cazul va rămâne în atenția noastră și împreună cu autoritatea publică locală, respectiv cu asistentul social de la Lipnița, vom analiza dacă se impune instituirea unei măsuri speciale de protecție pentru copii. După acest incident, tot la Spitalul Județean a ajuns și un adolescent de 17 ani din localitatea Făurei, după ce ar fi ingerat o substanță toxică pe care a găsit-o pe stradă. Medicii spun că starea lui este stabilă.